Neața! Haideți să vedem ce ne prezic astăzi astrele. Berbec, ziua de astăzi se anunță aglomerată, dar până la orele prânzului te poți mobiliza cu succes. În a doua parte a zilei, lucrurile nu se vor mai lega cu atâta ușurință, deci încearcă să rezolvi totul din timp. Taur, ca să poți să-ți faci un plan de gestionare al bugetului, ar trebui mai întâi să definești mai clar ceea ce dorești să faci în perioada următoare. Însă doar gândește-te și lasă deciziile pentru o altă zi. Gemeni, poate ești astăzi mai deschis să vorbești despre sentimentele tale. În plus, emotivitatea crescută te face să treci prin stări schimbătoare și să accepți cam greu o critică. Rac, experiențele din ultima perioadă pot constitui lecții importante de viață dacă îți rezervi timp și atenție pentru a le analiza. Oferă-ți câteva momente libere și ferite de agitația cotidiană. Leu, astăzi ai putea discuta la o șuetă cu prieteni despre planurile tale de viitor, poate înveți ceva și din întâmplările lor. Nu ai o perspectivă de viitor bine definită, deci încearcă să nu iei decizii. Fecioară, ușurința de a te adapta la schimbările ce privesc domeniul carierei te poate avantaja astăzi. Asigură-te că partenerii tăi de afaceri sunt sinceri și bine intenționați. Nu te sfii să spui cu voce tare ce simți. Balanță, este o zi în care nu-ți găsești locul și nici direcția la locul de muncă. O activitate relaxantă și stimulativă din punct de vedere intelectual ar fi indicată pentru această zi, mai ales după prânz. Scorpion, ai răbdare și reanalizează sentimentele care te preocupă în relația cu cei de la serviciu. Discută cu cineva apropiat despre asta și dacă simți nevoia, gândește-te la strategii pentru obținerea unor venituri. Săgetător, mai deschis dialogului cu partenerul de viață, astăzi ai șansa să-i spui cu o mai mare lejeritate ceea ce ai pe suflet. Discutarea unor subiecte mai vechi nu poate decât să vă ofere ocazia de a le clarifica. Capricorn, relația cu colegii de serviciu se poate îmbunătăți dacă îți faci timp să le vorbești ca de la om la om. Mai multă atenție acordată către ceea ce au aceștia de spus îți poate da soluții noi, bune de încercat. Vărsător, dacă n-ai mai mers de ceva vreme cu copiii la un muzeu sau n-ai mai găsit timp să stai de vorbă pendelete cu aceștia, astăzi se anunță o zi tocmai bună. Intră în jocul lor și bucură-te de momente plăcute. Pești, astăzi ai putea să te ocupi mai mult de treburile casnice. Este un răstimp în care poți savura micile plăceri date de confortul căminului, așa că stabilește-ți propriul ritm. Ne revedem peste oră, să aveți o dimineață superbă!